Mănăstirea Vrânceană Dâlhăuți și-a sărbătorit vinerea aceasta hramul. Sfânta Liturghie și slujba aghesmei mici au fost oficiate de înalt preasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Nu se putea ca biserica să nu rânduiască în această săptămână luminată o zi de cinstire pentru aceia care s-a împredicit să-L nască după trup pe Fiul lui Dumnezeu. Și în legătură cu izvorul tămăduirilor de la Constantinopol, în momentul de față, acolo funcționează, este o mănăstire pe nume Valuclii. Și pelerinii români care ajung, și nu numai români, din toate părțile, care ajung în această mănăstire, au posibilitatea să ia apă în mâini, să-și spele fața și să bea din apa care iată a izvorât în permanență din secolul